Binecuvântat să fie numele Domnului. Mă bucur că fiu din nou împreună cu dumneavoastră la jertfă, la închinare, la binecuvântare. Să vedem în această seară binecuvântată cui vrem să plăcem noi în ceea ce facem și ceea ce spunem. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Nu numai poetul de cântare, dar și psalmul din psalmul 111 vorbea despre laudă la adresa lui Dumnezeu. Scriptura vorbește așa de frumos: dacă cineva se laudă, să se laude în Domnul. Și zic, Dumnezeu să ne binecuvinteze în această seară. Am dorit să ne oprim în dreptul cuvântului, așa cum îl găsim scris în Evanghelia după Luca, capitolul 18, începând cu versetul 9, să urmărim, să citim și să ascultăm așa cum găsim scris. Așadar, repet, Evanghelia după Luca, dăm ascultare Dumnezeului cuvânt, începând cu versetul 9. Am mai spus și pilda aceasta pentru unii care se încredeau în ei însăși că sunt neprihăniți și îi distrugeau pe ceilalți. Doi oameni s-au suit la templu să se roage. Unul era fariseu și altul vameș. Fariseul stă în picioare și a început să se roage în sine astfel: Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, fără păret, nedrept, prea curvat sau chiar ca vrameșul acesta. Eu postez de două ori pe săptămână, dau zeciuială din toate veniturile mele. Vameșul sta departe și nu îndrăznea nici ochii să-și ridice spre cer, ci se bătea în piept și zicea: Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul. Eu vă spun că mai degrabă omul acesta s-a pogorât acasă să o continue prihănit decât celălalt. Căci cine se înalță va fi smerit și cine se smerește va fi înălțat. Amin. Până aici cuvântul lui Dumnezeu. Mi-am intitulat mesajul în această seară binecuvântată: ce faci și ce spui? Și ne vom opri la templu pentru că este dulce, este plăcut la templu, în prezența lui Dumnezeu, în prezența cerului, în prezența părtășiei a fraților, să vedem unde se găsește prețul, unde avem noi preț, în ochii cui avem noi preț, cui încercăm noi să plăcem. Și textul, așa cum spunea poetul de cântare, ne-a călăuzit pe linia aceasta, spune așa de frumos lucrul acesta și ne vom opri la templu, ne vom opri la doi oameni, la două rugăciuni și la două răspunsuri. Pentru că Dumnezeu să uite la mine, să uite la dumneavoastră, este important ce spun oamenii despre noi, dar cel mai important este cui vrem noi să plăcem. Cel mai important este ce spune cerul, ce spune Dumnezeu, ce spune Duhul Sfânt despre mine și despre dumneata, binecuvântat să fie numele Domnului. Așadar, am dorit să rămânem la templu, să poposim și să ne uităm la tabloul acesta, în care vom desprinde trei gânduri, așa cum am spus, despre doi oameni, două rugăciuni diferite și totodată două răspunsuri diferite. Vom vedea pe parcursul textului că oamenii aceștia au și lucruri în comun, doar zic Dumnezeu să ne binecuvinteze. Evanghelistul Luca, în capitolul 18, prinde două pilde. Prima pildă este pilda judecătorului nedrept, iar cea de-a doua pildă este ceea ce am citit în auzul urechilor noastre, pilda vameșului și a fariseului. Luca, evanghelistul, doctorul Luca, se adresează prietenului său, pe nume Teofil, un om despre care se cunoaște foarte puțin, dar evanghelistul face lucrul acesta practic și continuă cu faptele apostolului și spune: în cea de-a doua carte a mea, Teofile, pentru că îl iubea foarte mult pe prietenul lui, pe Teofil. Și Duhul Sfânt în această seară ne iubește și pe noi, binecuvântat să fie numele Domnului. De aceea este bine în prezența lui, este bine la templu și vom vedea în această seară binecuvântată vameșul și fariseul. Dar motivația pildei, dacă ne uităm în versetul 9, putem observa aplicația, pentru că se vorbește mult și se înțelege puțin, se vorbește frumos și se practică tot mai puțin. Este foarte important la fiecare text, la fiecare predică, să avem și aplicații, să avem și o învățătură. Și spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 9. Uitați ce spune versetul 9, primul verset. Aici găsim și concluzia textului nostru. Spune cuvântul: am mai spus și pilda aceasta pentru cine? Pentru unii, pentru noi,
care se încredeau în ei însăși că sunt neprihăniți și disprețuiau pe ceilalți. Cu alte cuvinte, concluzia este să nu ne mai încredem în noi. Oamenii aceștia se încredeau în ei însăși. Dar Scriptura vine și spune că unii se bizuiesc pe cailor, alții se bizuiesc pe carele lor, dar noi ne bizuim pe numele Domnului, slăviți să fie numele Lui. În cine ne încredem noi? În secolul vitezei, secolul 21, oamenii apelează în stânga, apelează în dreapta, la resurse, la file, la relații, la bani, apelează la tot felul de cunoștințe, tot felul de informații, dar noi ne încredem în El, binecuvântat să fie numele Domnului. Pentru că El nu-și găsește plăcerea în cei care nu se încred în El. Noi ne încredem în Dumnezeu, indiferent ce ar fi, indiferent ce ar veni. Noi ne încredem în El, binecuvântat să fie numele Lui. Și textul nostru ne vorbește așa de frumos și ne spune, pentru unii care se încredeau în ei însăși, că sunt neprihăniți și disprețuiau pe ceilalți. A doua concluzie pe care o găsim în versetul nou ne vorbește că unii disprețuiau pe ceilalți. Vreau să privim la tabloul acesta de la templu și să vedem ce vrea Dumnezeu să ne învețe. Primul gând, ne uităm la versetul 10. Uitați ce frumos vorbește versetul 10 în tabloul de la templu. Ne vorbește despre doi oameni diferiți și totuși au multe lucruri în comun. Doi oameni s-au suit la templu să se roage. Unul era fariseu, iar altul era vameș. Doi oameni diferiți. Unul era fariseu, iar celălalt era vameș. Ce vedem în tabloul acesta? Ce vedem în versetul 10? În primul rând, oamenii aceștia iubeau casa lui Dumnezeu. Oamenii aceștia iubeau templu. Fapte 3 vine și spune că Petru și Ioan se suiau la templu, era ceasul rugăciunii. Oamenii aceștia aveau respect pentru templu, iubeau templu. Oare nu ne regăsim în această seară la templu, la grupul Domnul este aici? Oamenii aceștia erau diferiți, noi în această seară suntem diferiți, contexte diferite, zonă geografică diferită, dar oamenii aceștia, uitați-vă, iubeau templu și spune cuvântul lui Dumnezeu, se suiau, mergeau la templu, se suiau la templu și zic Dumnezeu să ne binecuvinteze, să iubim templu, pentru că este minunat la sinagogă, este minunat la biserică, este minunat la templu, este minunat online, în grupul Domnul este aici, binecuvântat să fie Domnul. Vine cuvântul lui Dumnezeu și spune, mă mănâncă râvna casei tale, mă mănâncă râvna, adică dorință, și zic Dumnezeu să ne binecuvinteze. În alt context, în altă împrejurare, vine salmistul și spune așa de frumos, mă bucur, când te bucuri, când intri pe grupul Domnul este aici. Și am intrat mai repede cu câteva minute și am văzut dorința oamenilor, am văzut dragostea oamenilor, bucuria oamenilor, să intre a fraților, a surorilor, unde să intre? Pe grupul Domnul este aici, mă mănâncă râvna casei tale, spune cuvântul Domnului. În alt context spune că, așa de frumos, mă bucur când mi se zice haidem și zic Dumnezeu să binecuvinteze pe fratele Nelu Moholea, care distribuie, care trimite invitații. Când? Când mi se zice unde? Haidem pe link, haidem pe grupul Domnului este aici, haidem la templu. Și salmistul continuă contextul și spune, picioarele mi se opresc în porțile tale, Ierusalime. Ierusalime, tu ești ca o cetate zidită pe stâncă, slăviți să fie numele Domnului. Nu-i minunat la templu? Nu-i minunat în prezența lui Dumnezeu? Oameni diferiți, contexte diferite și lucruri în comun. Primul lucru în comun este templul, binecuvântat să fie Domnul. De ce la templu? Pentru că o zi în curtile lui prețuiesc mai mult ca o mie în altă parte, slăviți să fie numele Domnului. De ce la templu? Pentru că Dumnezeu vorbește unui om ca unui popor și unui popor ca unui om. Chiar dacă suntem mai mult sau mai puțin, în diferite seri, Dumnezeu este cu noi, binecuvântat să fie El. De ce la templu? Pentru că
Dumnezeu ne încurajează și spune, turmă mică, turmă mică online, nu te teme căci îți dau împărăția cu plăcere, slăvit să fie numele Domnului. Și zic, Dumnezeu să ne binecuvinteze. Primul lucru în comun. Al doilea lucru în comun care îl desprindem la cei doi oameni este că ei iubeau rugăciunea. Uitați-vă la versetul 10, partea a doua versetului. S-au suit la templu. Ce să faci la templu? Ce facem noi la templu? Ne rugăm, lăudăm pe Domnul și spunea și salmistul în Psalmul 111 despre laudă la adresa lui Dumnezeu, pentru că corona creațiunii, omul finit, a fost chemat, a fost creat ca să laude pe împăratul, binecuvântat să fie numele lui. Să aibă părtășie cu cerul, să aibă părtășie cu tata, glorie Domnului. Ei să suiau la templu să se roage. Este bună rugăciunea? Pentru că rugăciunea ne apropie. Rugăciunea nu este altceva decât respirația credinciosului. Și așa cum omul are nevoie de oxigen, așa avem noi, cei prezenți, frați, surori, din grupul Domnului este aici, avem nevoie de rugăciune, binecuvântat să fie numele Domnului. Dacă Iisus, om 100%, natură umană, avea nevoie de rugăciune, cu atât mai mult noi, care suntem finiți, care suntem limitați, care suntem un abur, un vis, un lat de mână, o umbră, 70-80 de ani cei mai tari, avem nevoie de rugăciune, binecuvântat să fie numele Lui. Și zic, Doamne, dă-ne putere, o îndoită putere în rugăciune. Ei participau la templu, ei participau la închinare, ei participau prin rugăciune, slăvit să fie numele Domnului. Și uitați-vă diferența dintre ei. Unul era vameș, iar celălalt era fariseu. Cine este fariseul? În primul rând, fariseu este cel care umblă cu legea, cel care are papirusul, cel care are pergamentul, cel care are Tora, cel care este mândru, cel care deține, în ghilimele, să spunem adevărul. Ei erau și făceau parte din Sinedru, erau mai mari vameșilor acolo, erau oameni cu vază, oameni înalți, erau oameni învățați, oameni care au învățat la picioarele lui Gamaliel. Și întâlnim pe Pavel, Saul de altă dată, care era fariseu, spune Scriptura, era fariseu între farisei. Biblia îi numește fățarnici, îi numește lăudăroși, îi numește cei care spun rugăciuni lungi, cei care umblă cu haine de asemenea foarte lungi. Acesta este fariseul, dacă am sta să-l caracterizăm. Dacă ne oprim la vameș, cel de-al doilea, pentru că vorbim de prima categorie de oameni din tablou de la templul, vameșul, vreau să vă spun, dacă ne imaginăm, este un om de frontieră, un om care are conștiința încărcată, pentru că la vamă, prin vamă trec foarte mulți oameni și tribunalul conștiinței de multe ori apasă în mintea lui, în mintea noastră, tribunalul minții, nu tribunalul oamenilor, nu tribunalul lui Dumnezeu, tribunalul care Dumnezeu l-a pus în noi conștiința, ne spune că este sau nu este păcat. Povara păcatului apasă și cuvântul vine și spune câtă vreme, salmistul în Psalmul 32, câtă vreme am tăcut. Ce se întâmplă când taci? Mă uscam, mă uscam. Dumnezeu vrea ca noi să vorbim, Dumnezeu vrea ca noi să ne mărturisim, Dumnezeu vrea ca să căpătăm propășire, Dumnezeu vrea ca noi să ne apropiem de El, binecuvântat și să fie numele Domnului. A doua categorie de oameni, uitați-vă aici în tabloul acesta, al doilea gând pentru noi, pentru că am văzut o categorie diferită față de prima categorie, deci primul gând, ca să înțelegem, sunt doi oameni. Al doilea gând pentru noi în această seară, care oamenii aceștia le-au avut în comun lucrurile acestea, este rugăciunea. Doi oameni, două rugăciuni, două răspunsuri diferite. Al doilea gând, care îl desprindem de la templu, văzând ceea ce vameșul și vedem totodată ceea ce fariseul se roagă înaintea lui Dumnezeu. Și uitați-vă, oamenii aceștia, dacă vă uitați împreună cu mine, rugăciunea fariseului o găsim de la versetul 11 la versetul 12, iar rugăciunea vameșului o întâlnim în versetul 13. Rugăciunea
Rugăciunea fariseului este o rugăciune de laudă și spuneam la început și spunea și poetul de cântare, ce faci și ce? Ce facem și ce facem? Adică ce faci pentru că cui încercăm noi ca să plăcem? Omul acesta, fariseul, a încercat să se scoată el în evidență. Uitați-vă la rugăciunea lui, o rugăciune care omul acesta a încercat să iese în evidență. Fariseul sta în picioare și a început să se roage în sine astfel. Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, fără păret, nedrept, prea curvari sau chiar ca vameșul acesta. Și continuă versetul 12, eu postez de două ori pe săptămână, dau zecioală din toate veniturile mele. Cum este rugăciunea fariseului? O rugăciune de laudă. Cui încerca el să placă? Vedem aici că el a încercat ca să iese el în evidență. O rugăciune de laudă. Dar Dumnezeu vrea, dacă noi ne lăudăm, să ne lăudăm cu numele Domnului, slăvit să fie numele Lui. Psalmistul spunea prin fratele Ionel în psalmul 111 despre lauda în prezența Lui, lauda în casa Lui. Lauda, el nu și-o împarte cu nimeni, pentru că toată lauda, toată cinstea, toată slava este a Domnului, binecuvântat să fie numele Domnului. Sunt rugăciuni de laudă la adresa lui Dumnezeu, sunt rugăciuni de mărturisire, pentru că vameșul acesta vine și te bate cu pumnul în piept și spune, ai milă de mine, ai milă de mine, păcătosul. Sunt rugăciuni de mărturisire, pentru că el e drept și credincios să mă ierte și să te ierte. Sunt rugăciuni de mulțumire, atunci când trecem prin încercări și Dumnezeu dă biruință. Noi venim cu rugăciuni și cereri de mulțumire la adresa lui, slăvit să fie numele lui. Sunt rugăciuni totodată de mijlocire și s-a anunțat luni, miercuri și vineri, oameni care vin în rugăciunea lor de mijlocire pentru cineva și mijlocește ca Dumnezeu să dea biruință, Dumnezeu să dea vindecare, Dumnezeu să dea rezolvare, Dumnezeu să dea viață, Dumnezeu să dea binecuvântare, slăvit și binecuvântat să fie numele Domnului. Uitați-vă la versetul 11, rugăciunea fariseului. Și omul acesta nu se uită la viața lui, nu se uită la bârna lui, ci întotdeauna se uită la celălalt. Și spune versetul 11, în partea a doua versetului, zice, nu sunt chiar ca vameșul acesta. Unde te uiți? Unde mă uit? Nu uita că poetul de cântare spunea la început, ce faci? Sau cui dorești să fii plăcut? Pentru cui dorim noi, adică prețul din... Cine se uită, cu ce ochi se uită la mine și cine se uită la mine, cine se uită la dumneata? Pentru că dacă noi încercăm să ne uităm la alții, este cineva mai mare decât noi și numele lui este Domnul, slăvit să fie numele lui și el se uită la mine, se uită la tine. A văzut-o pe Agar când a rămas fără apă în pustie, a văzut-o pe văduvă când a pus cei doi bănuți. L-a văzut pe creștinul declarativ care a spus, te voi urma oriunde vei merge. A văzut grupul, Domnul este aici, mă vede pe mine, vă vede pe dumneavoastră, binecuvântat să fie numele Domnului. Pentru că întotdeauna este bine să ne uităm la noi, în viața noastră, în familia noastră, la copiii noștri. Întotdeauna dacă vrem să ne comparăm, cel mai frumos model este Domnul Iisus Hristos. Dacă vrem să luăm pe cineva ca model, ca exemplu, ca șablon, trebuie să ne uităm la Domnul Iisus Hristos. Și atunci când îl vom vedea față în față, vom fi ca și el. Dar până atunci, Dumnezeu ne cheamă la pocăință, Dumnezeu ne cheamă la un proces continuu, în fiecare zi să ne pocăim, în fiecare zi să nu ne comparăm cu alții, pentru că nu ești chemat, nu sunt chemat ca judecător. Judecata îi aparține lui, slăvit să fie numele Domnului. Noi judecăm la ceea ce se vede, ceea ce izbesc ochii. Noi suntem limitați în judecată, dar cel care vede dincolo, cel care cunoaște inima, cel care cunoaște gândul, este Iisus Hristos Domnul, binecuvântat să fie numele Lui. Și El ne cheamă la pocăință, ne cheamă la viață, ne cheamă la binecuvântare,
slăvit să fie numele Domnului. În cartea Romani vine și spune, oricine ai fi omule, nu judeca, căci prin faptul că judeci, te osândești singur că faci același lucru ca și el. Suntem oameni, suntem din același material, suntem supus slăbiciunilor și Dumnezeu ne-a chemat pentru că El își înnoiește bunătatea în fiecare zi. De ce își înnoiește bunătatea Domnul în fiecare zi? Pentru că Domnul este bun, slăvit să fie numele Lui. Să uită la mine, să uită la dumneavoastră, pentru că El dorește ca și noi să fim buni. Și zic, Doamne, ajută-ne! Versetul 12, uitați-vă la un om lăudăros, un om mândru, un om care stă la înălțime, versetul 12, în care vedem tipul de rugăciune a fariseului. Eu postez, de două ori pe săptămână, dau zecioală din toate veniturile mele. Un om care vine înaintea lui Dumnezeu, oare Dumnezeu nu vede nascuns? Oare Dumnezeu nu mă cunoaște și nu te cunoaște? Oare nu trebuie să știe stânga ce face dreapta? Omul acesta vine înaintea lui Dumnezeu și spune, alo, Doamne, uite ce fac eu. Eu postez de două ori, nu odată, de două ori, poate de trei ori. Omul ăsta vine și se scoate în evidență. Și uitați-vă în partea a doua versetului, spune partea a doua versetului 12, versetul 12, partea a doua spune, dau zeciuială. Asta înseamnă între tine și Dumnezeu. Asta înseamnă că dai ceea ce deja aparține lui Dumnezeu. Pământul și tot ce este pe el este al cui? Al Domnului, slăvit să fie numele Lui. Totul este al Domnului și atunci noi dăm, când dăm, dăm ceea ce deja aparține lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a binecuvântat. Și dacă Dumnezeu ne-ar da cât cerem noi, n-am avea unde să le punem. Dar Dumnezeu ne-a binecuvântat și știe ce avem noi nevoie. Întotdeauna trebuie să punem accent pe dătător și nu pe dar. Întotdeauna trebuie să punem accent pe miez, nu pe coajă. Și zic Dumnezeu să ne binecuvinteze în sensul acesta. Doi oameni la templu, oameni diferiți. Două rugăciuni. Vedem diferența, prima diferență în rugăciunea fariseului, iar diferența în rugăciunea vameșului în care noi în această seară ne găsim. Ne regăsim mai mult sau mai puțin. Uitați-vă împreună cu mine la versetul 13, care spune, vameșul sta departe și nu îndrăznea nici ochii să-și ridice spre cer și se bătea în piept și zicea, Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul. Versetul 13. Un om în care, vine înaintea lui Dumnezeu la templu, un om care se roagă, un om care se uită în viața lui, un om care își face analiza, un om care se coboară în tribunalul conștiinței, cum spune cartea Corinteni, dacă ne-am judecat, n-am fi judecat. Un om care se verifică din punct de vedere al Scripturii dacă este sau nu este pe o cale bună, un om care vine înaintea lui Dumnezeu cu rugăciunea de mărturisire. Mai sunt în zilele noastre astfel de rugăciuni, o rugăciune de mărturisire, pentru că e bine să ne mărturisim, pentru că Dumnezeu mă cunoaște și te cunoaște. Numer 21, vine poporul acolo, cunoașteți contextul cu șarpele de aramă, vine poporul înaintea lui Moise și spune, noi am greșit, poporul a greșit, noi am greșit, înaintea ta și înaintea lui Dumnezeu, oameni care se recunosc. David vine înaintea lui Dumnezeu și se recunoaște, am păcătuit înaintea ta, am greșit înaintea ta. Oare n-a greșit el și înaintea lui Urie Hetitul? Ba da, trebuia să fie în prima linie și a încălcat porunca să nu ucizi, cunoașteți contextul, cum s-a aranjat lucrurile în contextul respectiv și el a ucis, a făcut numărătoarea poporului și a avut trei căderi, trei încălcări majore și totuși omul acesta se recunoaște, omul acesta se pocăiește. Și îmi place așa de mult concluzia lui Dumnezeu, om după inima mea. Și vom vedea în seara zilei de astăzi
concluzia la răspunsul diferit din versetul 14. Cum s-a coborât unul de la templu și cum s-a coborât celălalt de la templu. Și în prima Scripturii putem să ne verificăm în această seară cum ne coborâm de la grupul Domnul este aici. Dumnezeu să ne binecuvinteze, să ne cercetăm și să avem grijă cui încercăm noi să plăcem. Cine se uită la mine, cine se uită la dumneavoastră, este important ce zic oamenii, ce zice familia, dar este important ce spune cerul despre mine și despre dumneata. Ce spune Duhul Sfânt, binecuvântat să fie numele Domnului. Omul acesta vine și se mărturisește, vine și se recunoaște. David se recunoaște, femeia păcătoasă se recunoaște. Faptul că plânge la picioarele Domnului Iisus Hristos, dovadă lacrimile ei, lacrimi de pocăință. Oare noi în această seară ne regăsim să ne mărturisim? Ne regăsim ca să venim înaintea lui Dumnezeu să spunem, ai milă de mine păcătosul? Pentru că păcatul pune un zid de despărțire între om și Dumnezeu. Dar farmecul este, diferența este că Dumnezeu iubește păcătosul, dar în schimb urăște păcatul. Ochii lui sunt stins în capara focului, el nu poate să vadă păcatul, de aceea noi trebuie să ne mărturisim, trebuie să ne lăsăm, trebuie să nu mai practicăm, să nu ne mai întoarcem și să mergem înainte cu Domnul, slăvit și binecuvântat să fie numele Domnului. O rugăciune de mărturisire. Versetul 13. Uitați-vă! Și versetul 13 spune despre omul acesta care spunea, în primul rând, uitați rugăciunea omului smerit care s-a coborât de la templu neprihănit. Spune versetul 14. Dar rămânând în versetul 13 să ne regăsim, în primul rând, nu îndrăznea să-ți ridice ochii. Ce înseamnă să nu îndrăznești să-ți ridice ochii? Înseamnă rușine. Când te arată oamenii cu degetul, când te vorbesc cu oamenii, când ai greșit, când ai păcătuit, înseamnă să-ți pleci capul, înseamnă să nu-ți ridici ochii. Omul acesta nu îndrăznea să-ți ridice ochii. Asta înseamnă rușine. Mai avem noi rușine în zilele noastre? Mai avem noi rușine de oameni? Mai avem noi rușine de Dumnezeu? Dumnezeu să ne dea putere! Pentru că frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Și se vorbea în Psalmul 111, îmi place așa de mult psalmul acesta, versetul 10 spune așa de frumos, frica Domnului este începutul cui? Înțelepciunii. Atunci când nu mai ai frică de oameni, nu mai ai frică de Dumnezeu, nu mai ai rușine, toți cei ce o păzesc au o minte de care? Sănătoasă! Vrei să ai minte sănătoasă? Teme-te de Domnul! Spune Scriptura, teme-te-vă de Domnul, voi sfinții Lui! Și slava Lui ține în veci, binecuvântat să fie numele Lui! Acum este slava, cinstea și gloria a Domnului! Slăvit să fie numele Lui. În primul rând, omul acesta, rugăciunea lui de mărturisire, nu îndrăznea să-și ridice ochii. Oare n-ați văzut oameni la părtășie care stau cu ochii deschiși, oameni care se uită în stânga și în dreapta, oameni care vorbesc, oameni care nu-și pleacă nici cap, oameni care nu-și pleacă nici genunchii, oameni care nu-și pleacă nici inima lor, cu atât mai mult, inima să în traducere scrie acolo, se proșterne, se prăbușește inima. Asta înseamnă închinare, asta înseamnă smerenie la adresa lui Dumnezeu. Omul acesta nu îndrăznea să-și ridice ochii. Și dacă am face un test de evaluare și ne-am uitat la grupul Domnului este aici și nu numai în bisericile locale, putem vedea oameni care n-au nici o rușine. Omul acesta spune că nu îndrăznea să-ți ridice ochii. Apoi, al doilea lucru din versetul 13, se bătea cu pumnul în piept. Asta înseamnă atenționare, asta înseamnă eu, ai milă de mine, adică de cine? Doamne, eu am nevoie de tine, pentru că mila se oprește în dreptul orbului Bartimeu, când a strigat, ai milă de mine. Mila s-a oprit la templu în dreptul omului acesta, în dreptul vameșului,
pentru că mila întotdeauna se oprește în dreptul nostru, slăvit să fie Domnul. Când strigă un nenorocit, ce face mila? Te cheamă, te cheamă, zice, spune așa de frumos, chemați-l, chemați-l, pentru că mila are trebuință de tine, mila te ridică, mila te reabilitează, mila te recuperează, mila te iubește, mila îți dă viață, mila îți dă binecuvântare. Și a înțeles orbul Bartimeu și grupul Domnului este aici și Vameșul a înțeles că atunci când ești la templu, pleci ochii și începi, spune cuvântul lui Dumnezeu, să te identifici, pentru că mila are întotdeauna timp pentru tine și pentru mine. Asta înseamnă se bătea cu pumnul în piept. Al treilea lucru, din versetul 3 care îl desprindem, este așa de frumos vorbește cuvântul lui Dumnezeu despre milă. Versetul acesta frumos ne vorbește și spune cuvântul așa de frumos, partea a doua, ci se bătea în piept și zicea, Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul, slăvit să fie numele Domnului. Versetul 30, versetul vorbește în Psalmul 32 despre David în care își mărturisește păcatul. Câtă vreme am tăcut și cunoașteți contextul, atunci te-am mărturisit păcatul. Omul acesta, îmi place că spune, ai milă de mine păcătosul. Omul acesta vorbește, omul acesta deschide gura, omul acesta se mărturisește. 1 Ioan 1:9 vorbește siguranța iertării celeste credincioși și drept să mă ierte și să te ierte, slăvit să fie numele Domnului. Dacă ne mărturisim, ne coborâm altfel de la templu, dacă ne mărturisim, căpătăm propășire. Omul acesta se recunoaște prin faptul că spune, ai milă de mine. Omul acesta se mărturisește prin faptul că spune, păcătosul. Cunoaștem Scriptura și spune așa de frumos cuvântul și Pavel, cel din tâi păcătos sunt eu. S-a uitat în viața lui, s-a uitat la bârna lui, n-a căutat la paiul altcuiva și s-a uitat întotdeauna în viața lui. Pentru că Dumnezeu, spune cuvântul Domnului în versetul 9, pentru că este aplicația textului și ne vorbește așa de frumos, pentru cine a spus Iisus, pilda, pentru unii dintre noi în această seară, pentru unii care ce fac? Se încredeau în ei însăși și spune cuvântul lui Dumnezeu că sunt neprihăniți și disprețuiau pe ceilalți. Ce înseamnă să te încrezi, să pui baze pe tine, să te mândrești atunci când cânti, atunci când predici, atunci când reciți, atunci când dai un îndemn, unii se lăuda, unii se încredeau, unii se mândreau. Pentru cine a spus pilda? Pentru unii dintre noi în această seară, Duhul Sfânt a spus această pildă. Și mai mult decât atât, spune cuvântul lui Dumnezeu, sunt neprihăniți, versetul 9, ultima parte, și disprețuiau pe ceilalți. Oare nu ne regăsim în această seară să disprețuim pe unul, pe o soră mai în vârstă, pe un frate la 88 de ani, care are vorbirea mai greoaie, care este mai încet? Oare nu ne regăsim în această seară? Eu nu cânt ca sora, eu nu recit ca fratele, eu nu dau un demn ca celălalt. Dumnezeu ne cheamă să ne îngăduim, Dumnezeu ne cheamă să ne acceptăm, Dumnezeu ne cheamă să ne încurajăm, Dumnezeu ne cheamă, și se vorbea despre părul cărun, nu de mult, Dumnezeu ne cheamă să ne rugăm unii pentru alții. Să ne rugăm unii pentru alții. Și spunea Pavel, ori de câte ori îmi deschid gura, rugați-vă pentru mine să mi se dea ușă de cuvânt. La ce ai fost chemat împreună cu mine? La ce am fost chemat? Am fost chemat, uitați-vă la versetul 9, la pilda aceasta am fost chemat, ca să nu ne credem mai neprihăniți, ca să nu disprețuim pe ceilalți, cei care Dumnezeu i-a așezat lângă noi pentru o vreme. Dumnezeu să-i binecuvinteze pe ei și pe noi, pe toți. Al treilea gând din tabloul de la templu, uitați-vă la răspunsul rugăciunii. Doi oameni, două rugăciuni, două răspunsuri. Versetul 14 spune despre
răspunsuri diferite la cei doi oameni, la fariseu și la vame. Eu vă spun că mai degrabă omul acesta s-a pogorât acasă, s-a cotit neprihănit decât celălalt. Despre cine este vorba? Despre vameș din versetul 13. Cum ne vom coborî noi în această seară? Decizia aparține fiecăruia. Spune cuvântul lui Dumnezeu. Și uitați-vă partea a doua versetului 14. Căci oricine se înalță va fi smerit și oricine se smerește va fi înălțat, spune cuvântul lui Dumnezeu. Fariseul, cu alte cuvinte, a plecat cum a venit. Alegerea în această seară, să intrăm, să nu intrăm, să pornim camera, să nu pornim camera, să cântăm, să nu cântăm, alegerea ne aparține. Putem pleca cum am venit sau putem pleca plin de bucurie, slăvit să fie Domnul. Se spune într-o împrejurare, într-o biserică, erau doi frați care stăteau unul lângă celălalt. Și la un moment dat unul striga, aleluia, slavă Domnului, binecuvântat să fie Domnul. Pe când celălalt stătea mirat, stătea supărat, s-a terminat biserica și fratele îl întreabă pe celălalt frate, cum de tu tot timpul te-ai bucurat, cum de ai reușit să te bucuri tot timpul? La care fratele i-a spus, eu am venit să mă întâlnesc cu Domnul. Pe când tu ai venit să judeci, ai venit să stai cu ochii deschiși, ai venit să te uiți la sora, ai venit să te uiți la fratele, niciodată nu te vei putea bucura. Depinde de motivația cu care te sui la templu. Depinde de motivația cum vrei să te cobori de la templu. Dacă ai venit să mă judeci pe mine, să judeci pe fratele Ionel sau pe altcineva, judecata aparține lui Dumnezeu. Pentru că cine nu vorbește, nu greșește. A greși este omenește, a ierta este dumnezeiește. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Vameșul, uitați-vă, vameșul, omul acesta a plecat, iertat, vindecat, binecuvântat, slăvit să fie Domnul. Că oricine se înalță va fi smerit, uitați-vă, dar oricine se smerește, ce a făcut Iisus? S-a smerit, a venit pe mânzul unei măgărițe și spune cuvântul, va fi înălțat, slăvit să fie numele Domnului. Dumnezeu coboară și Dumnezeu ridică. Îl lăsăm pe Dumnezeu să ne înalțe. A noastră este smerenia, a noastră este pocăința, slăvit să fie numele Domnului. În încheiere, vreau să vă spun că despre cei doi oameni, despre două rugăciuni și despre cele două răspunsuri. Și atunci este foarte important cum ne vom coborî de la templu. Ne-am rugat, am cântat, ne-am îndemnat, am ascultat și cuvântul lui Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Lui. Dumnezeu să ne ajute! Întotdeauna, uitați-vă la versetul 9, motivația, aplicația pentru noi, în ceea ce s-a întâmplat la templu, pentru că noi n-am fost chemați să disprețuim, n-am fost chemați să judecăm și n-am fost chemați ca să ne mândrim. Binecuvântat să fie Domnul! Dacă cineva este chemat să se laude, să se laude în Domnul, pentru că a Lui este lauda, este cinstea și gloria. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți, să ne coborâm de la templu plin de bucurie, cu fratele în vârstă, cu fratele mai tânăr, cu o soră mai în vârstă, cu o soră mai bătrână, cu o soră mai să ne coborâm cu toții, pentru că toți suntem una în Hristos, slăviți să fie numele Lui. Nu mai este iudeu, nu mai este grec, nu mai este parte bărbătească, nu mai este parte femeiască, și toți suntem una în Hristos, pentru că Hristos, Harul, Domnul este aici. Domnul ne-a strâns, Domnul ne-a binecuvântat și Domnul ne-a dat viață să ne bucurăm. Amin.